Ei săturat de fluctuațiile pe care le are IRCC-ul și vrei să faci o refinanțare cu dobândă fixă. Dar mai este astăzi un moment bun să faci această refinanțare, chiar dacă, în mod teoretic, vei obține o rată mai mică în fiecare lună? Ei bine, până la sfârșitul acestui video vom reuși să răspundem la această întrebare și să vedem dacă mai este astăzi un moment bun să facem o refinanțare sau dacă ar trebui să așteptăm să vedem noile condiții din piață. Te salut, Cristian, trebuie sunt. Consultant financiar și investitor în piețele financiare, și aș vrea în primul rând să ne uităm la câteva oferte din piața românească, la câteva oferte de refinanțare la care poți să apelezi astăzi. Asta înseamnă că o să ne uităm la câteva bănci. Asta nu înseamnă că sunt cele mai bune bănci, că sunt cele mai rele, sunt doar câteva oferte din piață. Eu nu sunt afiliat cu niciuna dintre aceste bănci, mă interesează doar să vedem câteva oferte din piață. Prima ofertă pe care o vedem astăzi este de la BCR. În moțiocan, BCR-ul are oferte de refinanțare. Acum, haideți să vedem pe ce perioadă are dobândă fixă. E bine, are o dobândă fixă pe 5 ani și pornește de la o dobândă minimă fixă de 6,49%. 6,49% și poate să ajungă până la o dobândă maximă de 20,99% pe an. Acum, de ce există această diferență? Nu o să intrăm foarte mult în detalii pentru că fiecare bancă are condiții specifice pentru a oferi credite către clienți. Însă ce mă interesează să știi în acest moment este în felul următor. Că aceste dobânzi fixe pe care ar trebui să le plătești de 6,49 nu sunt neapărat dobânzile finale. Adică dobânda finală pe care ar trebui să o plătești este daie care este întotdeauna mai mare. Adică pentru dobânda minimă fixă de 6,49% pe an, o să plătești DAE 10,15% pe an. Iar pentru o dobândă maximă de 20,99% dobândă fixă, o să plătești DAE 23,52% pe an. Adică DAE este întotdeauna mai mare pentru că mai există și alte cheltuieli pe care banca le are și pe care trebuie să le includă în rata lunară. Acum, doar BCR are oferte de refinanțare? Ei bine, nu. Mai sunt și alte bănci care au oferte de refinanțare. Și să vedem ce oferte au și alte bănci din piață. Dacă ne uităm la Unicredit Bank, observăm că aceste dobânzi sunt ușor diferite. Adică și aici sunt variabile în funcție de suma de bani pe care o împrumuți, dar par ușor mai mici. Adică cea mai mică dobândă pornește de la 6,19% și poate să ajungă până la 11,99%. Adică fluctuația este un pic mai mică față de ce am văzut mai devreme la BCR. Din nou, trebuie să te uiți la condițiile pe care trebuie să le întrunești ca să obții aceste dobânzi, dar ele sunt ușor mai mici. Avem dobânzi și mai mici de atât? Se pare că da. Dacă ne uităm la ING, vedem că putem să pornim de la o rată fixă pe 5 ani de la 5,59%, rata fixă fiind mai mică decât rata variabilă, ceea ce este foarte greu de înțeles pentru un om care se ocupă de finanțe. Adică dobânda variabilă ar trebui întotdeauna să fie mai mică decât dobânda fixă. Așa este normal, așa este logic. Astăzi se pare că lucrurile nu mai merg pe logică și băncile preferă să ofere către clienților aceste dobânzi fixe. De ce preferă să ofere clienților aceste dobânzi fixe? Păi vom vedea imediat când vom discuta despre inflație și rata de dobândă a băncii centrale. Acum, acest 5,59% pe an este dobândă fixă, dar DAE este 9,27%. Da? În realitate, noi DAE plătim către bancă, nu dobândă aceasta fixă. Și dacă mergem și la ultima bancă de astăzi, care se cheamă CEC, la fel are dobândă fixă pe 5 ani, observăm că cec are cele mai mici dobânzi. 5,55% pentru următorii 5 ani. Și în condiții normale ai fi teta să spui că ok, bun, o să mă duc la CEC și să-mi fac o refinanțare cu dobândă fixă de 5,5% pentru următorii 5 ani și o să plătesc în următorii 5 ani această dobândă. Pentru că în momentul de față îmi va scădea rata lunară. Și această scădere a ratei în fiecare lună este ce își dorește un om care are rate la bancă. Însă această scădere este într-adevăr o scădere benefică pentru noi sau nu? Dobânda băncilor cu care noi colaborăm este direct influențată de dobânda băncii centrale. Și dacă dobânda băncii centrale este în creștere, atunci și dobânda băncilor va fi în creștere. Dacă dobânda băncii centrale este în scădere, atunci și dobânda băncilor va fi în scădere. Și atunci, de ce astăzi băncile vor să facem credite cu dobândă fixă? Pentru că banca centrală a început să taie dobânda de referință. De ce a început banca să taie dobânda de referință? Pentru că inflația a început să scadă destul de vertiginus. Cât de mult a început să scadă? Păi dacă ne uităm la Institutul Național de Statistică, observăm că inflația a scăzut de la un maxim de 16% până pe la o cotă de 6%. La ce cotă suntem astăzi? Dacă ne uităm pe site-ul oficial al celor de la BNR, observăm că astăzi suntem la o cotă de inflație de 4,9%. 4,9% este o inflație, chiar dacă este destul de mare astăzi, se prognozează că în următorii ani va scădea destul de mult. Cât de mult? Păi până în 2026 va scădea până la 3,2%. Și atunci, dacă această inflație va fi în continuare scădere de acum înainte, Înseamnă că și dobânda băncii centrale va fi în scădere de acum înainte. Pentru că se apropie de ținta inflației de 2,5%. Și atunci cât va scădea banca centrală această dobândă de referință? Păi din nou, dacă ne uităm pe site-ul băncii centrale, observăm că am avut o cotă maximă a dobânzii de referință de 7%. Și acum a început să scadă. A fost la 6,75, acum este la 6,5%. Aceasta este o dobândă a băncii centrale. Acum, asta nu înseamnă că și băncile comerciale vor folosi aceeași dobândă. De ce? Pentru că băncile, după cum ai putut observa, oferă dobândă fixă de 5,5%, 5,59%, 6%. De ce oferă băncile comerciale o astfel de dobândă? Pentru că Banca Centrală, în următorul an, 2 ani, va aduce dobânda dubânda de referință, la un 2,5-3%. Cam, cam asta este ținta pe care o văd băncile comerciale în momentul de față. Și atunci, dacă o bancă comercială se împrumută de la banca centrală cu 2,5% și tu plătești 5,5%, păi banca comercială este pe plus și este pe plus destul de bine. O să spui, da, dar este pe plus cu 2,5%, 3%. Da. Asta înseamnă că sunt profitabili și sunt foarte profitabili. Băncile fac profituri cu aceste marje foarte mici. Chiar dacă pentru mine 2,5% poate să nu însemne un număr foarte mare, pentru o bancă înseamnă un număr foarte mare. Și când te gândești că iei această dobândă pe 5 ani, tu o să plătești acești 5 ani dobândă fixă în condițiile în care Dobânda reală din piață este la 2,5%. Și atunci, ca să răspunde la întrebarea inițială, ar trebui să-ți faci astăzi o refinanțare? Depinde. Depinde. De ce depinde? De cât de nerăbdător ești. Adică dacă poți să mai ai răbdare câteva luni, un trimestru, două trimestre, asta înseamnă undeva la șase luni, o să observ că în următoarele șase luni, Banca Centrală o să încearcă să aducă dobânda de referință cât mai aproape de 2, 3%, 4%. Asta înseamnă că și băncile comerciale vor avea dobânzi în conformitate cu dobânda băncii centrale. Asta înseamnă că în următoarele 6 luni, un an, vom vedea și de la băncile comerciale dobânzi în scădere. Și tu dacă ți-ai făcut dobândă fixă astăzi, 5,5%, 6%, nu vei putea profita de o dobândă care probabil o să fie la un moment dat pe la 3-4%. În condițiile acestea, dacă mai poți aștepta șase luni, un an, foarte bine pentru tine, pentru că vei putea profita de o refinanțare la cote minime, cel puțin pentru piața românească. Se va întâmpla fix în șase luni, fix într-un an, nu știm, viitorul este lung. Dar cam asta este prognoza, cam asta prognozează Banca Centrală, și atunci și eu mă iau după ce spune Banca Centrală. În cazul în care inflația nu se va duce la 3%, cum prognozează Banca Centrală în următorii ani, și inflația va începe să crească accelerat, atunci cel mai probabil o să fii mai mulțumit cu o dobândă fixă pe care să o obții acum. Însă dacă ai și o toleranță la risc și ai puțină răbdare să aștepți să vezi ce se întâmplă cu această rată de dobândă a băncii centrale, sunt șanse să obții niște dobânzi mult mai mici în următoarea perioadă. Acestea fiind spuse în cazul în care ți-a plăcut videoul de astăzi, te rog, lasă-ți aprecierea apăsând butonul de like. Și abonează-te la canal apăsând și clopoțelul astfel încât să fii notificat de fiecare dată când fac un nou upload.